Eu și președintele lor, volumul semnat de jurnalistul Ciprian Demeter, a fost lansată la Biblioteca Județeană Ion Minulescu din Slatina, în prezența jurnaliștilor și a oamenilor de cultură. În cadrul volumului, autorul dezvăluie publicului larg aspecte inedite despre modul în care puterea politică și influența mediatică se intersectează și se influențează reciproc. Jurnalistul a mărturisit și motivul pentru care a decis să scrie această carte. Noi jurnaliștii știm bine că orice articol durează o zi, el nu rămâne, el vine și dispare după câteva zile așa, e enorm de mult. Și atunci e clar că va trebui, m-am gândit să fac o culegere, pentru că cartea asta spune multe lucruri. Spune și despre interferența serviciilor în politic și problemele politicului, care vedem cu toții că generează probleme. Participanții la eveniment au interacționat cu autorul și au putut afla de la acesta amănunte interesante despre provocările de care a avut parte în timpul documentării. Faptul că Ciprian Demeter este astăzi la Slatina este rodul întâlnirii pe care am avut-o cu domnia sa la Madrid, unde și-a lansat cartea în 5 octombrie anul acesta. Și am zis că ar fi păcat ca slătinenii, mai ales jurnaliștii din Slatina, să nu aibă o întâlnire cu el, să vadă pe viu, prin discuțiile cu el, ce înseamnă jurnalismul de investigație, care este, pe de o parte, hulit, pe de altă parte, admirat. Lansarea de carte a jurnalistului Ciprian Demeter cred că este binevenită în actualul context prin care trece țara noastră. Este vorba de o carte document, o carte scrisă de un jurnalist recunoscut pentru aciditatea sa, pentru spiritul de observație, pentru capacitatea de analiză a epocii în care trăiește, a sistemului politic, a jurnalismului, a interacțiunii dintre cele două sisteme. Cartea Eu și președintele lor al jurnalistului Ciprian Demeter poate fi achiziționată de cei interesați din librării, iar cei care vor doar să o împrumute o găsesc și la Biblioteca Județeană Ion Minulescu din Slatina.